Iov l-a ascultat pe Dumnezeu, el a spus: gol am venit, la fel voi pleca. Asta arată că l-a biruit pe Satana. El a mai spus: Iahve a dat și Iahve a luat. Iahve, binecuvântat fie numele Lui. Cuvintele lui Iov ne dovedesc că Dumnezeu observă adâncimile inimii omului. El poate privi în mintea omului. Dovedesc că aprobarea lui față de Iov e fără eroare, că acest om aprobat de Dumnezeu era drept. Iahve a dat și Iahve a luat. Iahve, Iahve, fie-i numele binecuvântat. Eu v-am mărturisit pentru Dumnezeu și a spus: Iahve, Iahve, fie-i numele binecuvântat. Numele aceste cuvinte obișnuite le-au speriat pe Satana, l-au făcut de rușine și a fugit panicat, încătușat și lăsat fără nimic. Aceste cuvinte l-au făcut pe Satana să simtă puterea minunăția faptelor lui Dumnezeu, uimitoarele fapte ale lui Iahve Dumnezeu. Iahve a dat și Iahve a luat. Iahve, Iahve, fie-i numele binecuvântat. Eu v-am mărturisit pentru Dumnezeu și a spus: Iahve, Iahve, fie-i numele binecuvântat. Cuvintele i-au arătat Satane farmecul uluitor al celui a cărui inimă era îndrumată de calea lui Dumnezeu. Ele au demonstrat Satanei vitalitatea puternică a omului mărunt și obișnuit, ce s-a ferit de rău și s-a temut de Dumnezeu. S-a ferit de rău și s-a temut de Dumnezeu. Iahve a dat și Iahve a luat. Iahve, Iahve, fie-i numele binecuvântat. Eu v-am mărturisit pentru Dumnezeu și a spus: Iahve, Iahve, fie-i numele binecuvântat.